Salut! Bine ai venit sau revenit pe Lecturi și Arome. Eu sunt Claudia și acesta este canalul meu pe care public rețete simple, rapide și ușor de făcut, precum și tutoriale de gătit, cum este și video de astăzi, în care îți voi arăta 4 metode prin care să sterilizezi borcanele folosite la păstrarea conservelor pentru iarnă. Dacă îți place ce o să vezi în continuare, dă un like și abonează-te, pentru că în fiecare săptămână postez un video nou. Am organizat acest video pe pași și tipuri de sterilizare pentru a-ți fi mai ușor de urmărit. Să începem! În primul rând, va trebui să verifici borcanele și capacele. Borcanele trebuie să nu fie fisurate sau crăpate la gură, acolo unde se închid cu capacele. Va trebui să ții cont și de potrivirea dintre ele, drept pentru care e bine să verifici asta înainte de a le steriliza. Fiecare borcan trebuie să aibă capacul potrivit. În acest fel, închizându-se bine, se împiedică pătrunderea aerului și alterarea conservelor. La rândul lor, capacele trebuie să fie în stare bună, să nu fie ruginite sau deformate. Ideal este să cumperi capace noi, e cel mai sigur așa. După ce ai făcut această verificare, poți trece la pasul 2. Spală foarte bine atât capacele cât și borcanele în apă fierbinte și detergent, după care clătește-le la fel de bine. Înlătură și eventuale etichete vechi. La iarnă vei vrea să știi ce e în borcan, așa că va trebui să pui noi etichete. Plus că nici nu e estetic să lași borcanul murdar pe din afară, am dreptate. Am ajuns și la pasul 3, adică sterilizarea propriu-zisă a borcanelor și capacelor, care poate fi făcută prin mai multe metode. O primă variantă ar fi sterilizarea în mediul umed. Practic, vom pune borcanele și capacele într-un vas cu apă, așa încât să le acopere și le fierbem, cronometrând 10 minute din momentul în care începe apa să fiarbă. Oprim focul și lăsăm să se răcească lent, după care le scoatem cu atenție să nu contaminăm interiorul, le punem la scurs cu gura în jos, pe un prosop curat și le folosim în scurt timp. O a doua variantă și cea mai des folosită este sterilizarea mediu uscat, adică în cuptorul de la aragaz. Această metodă se folosește mai mult pentru sterilizarea borcanelor. Vom așeza borcanele pe tava de la aragaz, o vom introduce în cuptorul rece, vom regla temperatura la 150 de grade și le vom lăsa să se sterilizeze acolo 15-20 de minute, după care stingem cuptorul și le lăsăm să se răcească lent. Capacele, din cauza că au acea garnitură din cauciuc, este mai bine să le sterilizăm în mediu umed, așa cum am povestit mai devreme. Atenție, nu folosiți borcanele fierbinți pentru a pune conținut și el fierbinte. În acest fel există riscul ca borcanele să se crape. Borcanele le mai putem steriliza și în cuptorul cu microunde. Așezăm borcanele în cuptor, atenție, fără capace pentru că acestea au metal, având grijă să nu se atingă unul de altul. Apoi setăm cuptorul la funcția maximă, high, pentru un minut și gata, am sterilizat borcanele. Acestea trebuie să fie uscate, fără picături de apă când le scoatem din cuptor. Sterilizarea capacelor se va face prin fierbere, așa cum am arătat mai devreme. Sterilizarea se mai poate face și în mașina de spălat vase. Este o metodă comodă și practică pentru că poți steriliza atât borcanele cât și capacele împreună. Practic, se așează borcanele și capacele în mașină, se aplică un ciclu scurt de spălare cu detergent și apoi unul cu despărare la temperatură mare, data aceasta fără adăuga detergent. Sau se folosește funcția sterilizare de la mașina de spălat vase, în cazul în care aceasta este prezentă. Pe blog găsești mai multe detalii despre sterilizarea borcanelor, dar și rețete de conserve pentru iarnă. Sper că ți-a plăcut video de astăzi. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru notificări. Mulțumesc pentru like, share și orice comentariu. Până data viitoare, la revedere!